În fiecare an, copacii din Baia Spries sunt supuși unei proceduri de coafare care are loc concomitent cu curățenia de primăvară. Pentru că vremea a fost destul de blândă la finele lui februarie și începutul lunii martie, administrația locală le-a dat mai repede undă verde muncitorilor de la serviciul public să se ocupe de copacii ornamentali de pe raza orașului. Noi, primăria, dăm o importanță deosebită salubrizării orașului. Salubrizare însemnând tot ce se vede de întreținerea curățeniei pe care o facem în regim propriu cu serviciul public organizat al primăriei. Toaletarea înseamnă exact ce se poate vedea. Toți arborii, arbuștii ornamentali pe care avem în comunitate, încercăm să-i pregătim pentru vegetația de primăvară și vară. În fiecare an, cetățenii sunt solicitați să sprijine activitățile specifice lunii martie. Nu le cerem eforturi deosebite, ci le cerem în primul rând că acolo unde au probleme în curte sau în fața curții sau căsilor, să vină în ajutorul nostru și să ne comunice că au materiale care trebuie transportate și luate de la fața locului. De asemenea, am lansat o acțiune de ecologizare a malului Săsarului, de la un capăt la altul, o activitate care ne preocupă permanent. Din această primăvară, orașul este înfrumusețat și cu plantele obținute în noua seră a orașului.